România nu și mai permite facilități și privilegii de 75 de miliarde de lei. Este mesajul cu care guvernul condus de Marcel Ciolacu a adoptat după un lung șir de modificări proiectul de legi privind noile măsuri fiscale. Aspro criticat de mediul de afaceri, documentul a suferit și câteva modificări față de forma inițială. Programată inițial în jurul orei 13, ședința de guvern a început 3 ore și jumătate mai târziu. Semn că oficialii nu s-au înțeles și au adus noi modificări proiectului de lege, inclusiv înainte de adoptare. În ultima variantă s-a stabilit de pildă ca bonurile de masă să fie acordate la fel ca până acum și nu în bani, însă Ministerul de Finanțe are termen o săptămână pentru a propune un proiect care va limita comisioanele firmelor implicate în acest proces de distribuție. În paralel, valoarea lor va crește de la cel mult 35 de lei în prezent la 40 de lei dar majorarea nu va fi resimțită pentru că se introduce CSS pentru ele. Imediat după adoptarea proiectului, adică de la 1 octombrie, se reduc facilitățile fiscale pentru unii angajați. Toți salariații, inclusiv cei din agricultură, construcții și industria alimentară, vor plăti CSS, adică acea contribuție la sănătate de 10%, iar specialiștii IT vor avea impozit pe venit pentru sumele care trec de 10.000 de lei brut. Bugetarii cu salarii de peste 8.000 de lei rămân fără voucherele de vacanță, însă cei care le vor primi în continuare vor achita și contribuția de sănătate de 10%. Pe de altă parte, și salariul minim va crește de la 3.000 de lei brut la 3.300, iar în construcții de la 4.000 la 4.450 de lei brut. Pentru aceste modificări, guvernul va adopta separat o hotărâre de guvern. De la 1 ianuarie, alimentele de bază rămân cu TVA de 9% ca până acum, dar pentru cei mai pretențioși la mâncare vor fi creșteri de prețuri. Pentru produsele bio-tradiționale, TVA va crește de la 5% la 9% de anul viitor. Și dulciurile vor fi mai scumpe. Berea fără alcool se va scumpi, va trece de la cota redusă de TVA de 9% la cea standard. Potrivit noilor măsuri, de anul viitor, TVA-ul va crește la 9% pentru concerte și festivaluri. În forma inițială a proiectului de lege, biletele la astfel de evenimente aveau o cotă redusă de 5%. Păstrăm la 9% TVA-ul pentru alimente și medicamente. La fel cum păstrăm TVA-ul cel mai mic, de 5% la lemne de foc energie, gaze și cărți. Deci nu există niciun risc pentru ca prețurile să crească la iarnă. Tot de la 1 ianuarie, pentru locuințele noi de până în 120.000 de euro, TVA se va majora de la 5 la 9%, iar micro-întreprinderile vor fi mai aspru impozitate. La rândul lor, firmele și băncile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro vor achita un impozit de 1% pe cifra de afaceri. O mențiune și în ceea ce privește calculul impozitului pentru companiile multinaționale. Din totalul cifrei de afaceri, pe lângă investiții, vor fi scăzute și accizele, care reprezintă de asemenea o taxă. România nu-și mai permite facilități și privilegi de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscală de 150 de miliarde de lei pe an. Adunate înseamnă. 15% din PIB. Proiectul de lege va fi trimis în Parlament, iar marți parlamentarii vor veni cu amendamente.